Bun găsit pe canalul Îngrijirea Florilor, sunt Oana Matei. Vorbim astăzi despre crini și despre cum îi îngrijim după ce florile se trec. Este o etapă foarte importantă, deși mulți o neglijăm, pentru că nu mai avem flori și avem impresia că s-a terminat cu planta pe acel an. Ei bine, de modul cum îngrijim planta anul acesta, ne vom bucura de flori în anul următor. Crinul înflorește extrem de frumos la începutul verii, face cupele acestea minunate. Ei bine, după ce se trec florile, crinul formează și semințe. Ca să împiedicăm acest lucru, dacă nu vrem să înmulțim planta prin semințe, va trebui să tăiem inflorescența. Uitați aici cum au rămas după ce florile s-au trecut. Va trebui să îndepărtăm de aici. Păstrăm însă tija florală împreună cu frunzele și o vom uda în continuare. Nu vom avea o nouă înflorire așa cum am spera, dar păstrând frunzele și hrănindu-le în continuare, hrănind planta, hrănim bulbul. În bulb se formează încă din acest an plântuța pentru anul următor. Și atunci este foarte important ca ea să primească încă câteva luni, câteva săptămâni după înflorire nutrienții necesari. Nu vom fertiliza în exces după înflorire pentru că nu e necesar, însă udări regulate va trebui să asigurăm plantei, evident având grijă la excesul de apă, pentru că fiind o plantă bulboasă, crinul nu suportă apa care stagnează la nivelul rădăcinilor. Abia după ce frunzele s-au uscat pe 3 sferturi din tijă, putem să tăiem cu totul planta. Dacă sunt crini care rezistă iarna în grădini, și majoritatea rezistă iarna în grădini, lăsăm bulbul acolo. Dacă nu sunt crini mai sensibili și care necesită să ierneze la temperaturi pozitive, toamna vom scoate bulbul, îl vom păstra într-un loc unde este o bună circulație a aerului, temperaturi scăzute, dar pozitive, spuneam, ori în talaș, ori într-o pungă de hârtie, poate fi păstrat până în primăvară când îl plantăm din nou. Acesta este tratamentul pe care trebuie să-l aplicăm crinilor după înflorire. Sper că v-au fost de folos informațiile. Sunt Oana Matei, sunteți pe canalul Îngrijirea Florilor. Vă aștept în continuare aici, dar și pe site-ul nostru, îngrijiraflorilor.ro, unde sunt sute de materiale despre îngrijirea plantelor.